Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Am o temă de discuție în dimineața asta legată de corupția din România. De când n-am mai vorbit despre corupție în țara asta, este un fenomen care ne-am obișnuit. S-a rezolvat. S-a rezolvat? Dar pe vremuri era DNA, era o doamnă Laura Codruța Chiove și aveam diverse investigații la persoane cu influență și greutate. Acum nu mai s-a rezolvat, nu mai avem, sunt foarte puțini corupți mari. Sunt ăștia. Am văzut că s-au făcut descinderi la nu știu ce medici de la care dau certificate pentru pensionare anticipată. I-au prins pe ticăloșii ăștia. Bun, acum eu nu spun, e clar, dacă încalcă legea, trebuie să suporte, să suporte consecințele legii. Unde nu mai există corupție la oameni de afaceri serioși, la miniștri, la secretari de stat, în consiliile județene nu mai există corupție? Pare că nu, n-am mai văzut niciun dosar de nu știu. Nu cred. Ar fi învățat și ea ceva din ați ani de experiență să se ferească. Să fie cinstiți. Că totuși, dacă nici asta nu-i ducea capul să se facă, deja era prea mult. Păi să știi că și ea de dinainte se fereau. I da, da. Numai că-i căutat cineva. Au existat niște breșe de care au profitat atunci serviciile și au reușit să le mai dea de cap. Dar acum, oamenii au învățat. Băi, românul învață. Spre deosebire de alți foți, ăștia chiar au învățat să se ascundă. Da. Și de-aia avem procurori și investigatori să-i prindă când se ascundă. Eu cred că nu mai există. S-a rezolvat corupția. Dar revenind, fiți atenți. Deci, am două argumente pe care vi le ofer în dimineața asta și o să vă invit să comentați. 1. România se situează pe locul 63 din 180 de țări în privința percepției asupra corupției, indică raportul anual al Transparency International. Cum adică al percepției? Păi nu poți să măsori corupția propriu-zisă, că na, asta este o chestie, cum zici și tu, ascunsă. Și atunci faci un studiu în care ai o mulțime de categorii și întrebi oamenii de afaceri, întrebi cetățenii, cum simțiți dumneavoastră, v-ați confruntat cu astfel de cazuri, când ați dat șpagă, când vi s-a cerut și așa mai departe. Și rezultă un punctaj. Este o estimare. Estimarea este că România, din 180 de țări, suntem pe locul 63. În Uniunea Europeană, pe primele 3 locuri în topul percepției asupra corupției, adică acolo unde corupția e la cel mai mic nivel, unde oamenii simt că trăiesc într-o țară în care e foarte puțină sau deloc corupție, deci pe primele 3 locuri sunt, nimic surprinzător, în ordine, Danemarca, Finlanda și Norvegia. Tu îți dai seama că în Norvegia a fost cel puțin un caz de dat de șpagă. Ceva s-a întâmplat. S-a întâmplat ceva că au ajuns pe locul 3. Deci eu acolo sunt curios. La Danemarca și Finlanda, să zicem. Dar ce se întâmplă în Norvegia că sunt pe locul 3? În un clasament bazat pe percepție, s-ar trebui să nu-și dea seama. Da. Există corupție. Oricum, foarte tristă zona aia, observ. Da. Da, acolo nici... dacă nu e corupție, nici... Nici nu-ți vine să dai șpagă. Pentru ce să dai șpagă în Norvegia? Țările cu cele mai slabe performanțe, adică ce reflectă slăbiciuni substanțiale în ceea ce privește statul de drept și cum funcționează justiția, știi? Ce judecători mai au șpagă și așa mai departe, sunt în Uniunea Europeană România, Bulgaria și Ungaria. De notat că ungurii sunt mult mai jos decât noi și Bulgaria, adică dacă noi și frățiorii bulgari tătă suntem pe locurile 63 și 67, Ungaria e pe 76. Pe același loc cu Republica Moldova, din 180 de țări. Deci, practic, nu e România e pe ultimul loc, cum ar veni, pe podium. Nu e pe ultimul loc, e pe antepenultimul loc. Ungaria este pe ultimul loc în Uniunea Europeană. Nu zic, în top 3 cele mai corupte țări. A, da. Că în top 3, România, Ungaria, Bulgaria, Ungaria. Ungaria a luat medalia de aur. Și noi am luat bronzul. Noi am luat bronzul. Că, băiatule, ne-am dus și la asta. Bulgarii atât aveam și noi, eram... Parcit. Și până, acum aveam, până acum aveam probleme cu Bulgaria în tot felul de clasamente, da, erau pe ultimul și noi pe nu. Acum ne-au luat Ungurii. Era șmecherie Europei, cei mai corupți ultimele, de notă șmecherie. Acum ultimele, am ajuns, ne-au bătut Ungurii. Ultimele găini din poiată, noi, bulgarii și ungurii, suntem la corupție, cei mai corupți. Și apropo, deci stați, avem așa, Rusia, pentru simpatizanții lui Putin, că m-am uitat special să vedem cum e cu marele vecin de la răsărit, pentru simpatizanții lui Putin, Rusia este pe locul 104. E una dintre cele mai corupte țări din lume, în același pluton cu Uganda, Guinea sau Liberia. Exotic. Exotic, da. Deci ne bate și Rusia, dar mă rog, noi nu e. Era bate de departe. Deci asta e cu clasamentul corupției. Suntem ceva mai sus ca medie, cam pe la limita primei treimi. Deci sunt foarte multe țări în lume mult mai corupte ca România, prin Africa, prin anumite părți din Asia, dar suntem din nou sau în continuare printre ultimii din Uniune din acest punct de vedere.
Iar al doilea argument la care vă rog să vă gândiți în dimineața asta, ni-l oferă următorul mesaj postat zilele trecute pe Twitter, rețeaua X, de un utilizator român, cred că Horia îl cheamă, sper să nu mă înșel. Citez mesajul acestui domn. Majoritatea românilor, spune, îi urește pe politicieni din invidie. Ar face la fel dacă ar avea pâinea și cuțitul, dar nu le au. Așa că nu le rămâne decât să bombănească. Nu mai blamați clasa politică. Poporul e la fel. Știu, zice omul ăsta, fiecare e sfânt, ușă de biserică, doar politicienii sunt lepre. Aiurea. Și am încheiat citatul, mesaj. Mă bucur că îi comentăm opinia acestui cetățean. Eu, da, având-o de vreo 10-15 ani, mereu v-am zis, clasa politică sunt oameni dintre noi, adică nu, da, sunt veniți cu vapoarele de undeva și puși acolo. Sunt fix. Și fiecare, dacă ar avea ocazie, ar face la fel. Așa pare din ce se întâmplă de atâția ani încoace, nu? Că toată lumea care ajunge acolo face asta. S-au schimbat totuși niște linii. Și a făcut Luca, cont de Twitter. Da, și mă cheamă, deci, Ori. Ce părere aveți? 0372069599. Ce părere aveți? Așa e? Suntem noi românii corupți fără speranță? Da. Că așa e gena noastră? Și am vrea cu toții, sau aproape toți, să pupăm și noi nițel ciolan? Un pic de miere de la borcanelul cu minuni. Noi nu suntem împotriva corupției decât pentru că n-avem ocazia să ne înfruptăm. Asta este... Sau avem noi ghinion așa în grădina Maicii Domnului cu unii care profită de bunătatea națiunii. Și dacă tot ne sunați pe subiectul ăsta care este, a devenit exotic în România, corupția, să vorbești despre corupție în România e o chestie exotică, nu mai vorbește nimeni despre asta, dacă tot ne sunați, cum credeți că ar putea fi redus totuși gradul de corupție din această țară, ca să nu mai fim mereu la coada clasamentelor de acest gen? Să fim și noi, hai, nu ca danezii, cehii, norvegii, dar măcar așa, ca... Nu știu ce să zic. Cehii, un pic așa. Dacă sunt... Mai corupți, dar nu foarte corupți. Dacă sunt danezi, finlandezi, norvegieni, pe recepție, sunați-ne. Poate avem o soluție. 0372-069599. Deschidem telefonul pentru discuția din această dimineață. România în continuare pe un loc cu totul neonorant în clasamentul anual al percepției asupra corupției. Suntem pe ultimele locuri în Uniunea Europeană și mi se pare așa că e un sentiment general de lehamite și descurajare în privința luptei împotriva corupției. Nu cred că mai interesează pe nimeni. Mi se pare că lumea a ajuns la concluzia, ăștia suntem, ce rost are să ne mai zbatem. Despre asta vorbim în dimineața asta, 0372-069-599. Eu cred că e la fel de complicat să schimbi asta cum e să le ceri oamenilor să renunțe la tăiatul porcului. Pentru că e o tradiție, până la urmă, știi? Adică noi din Evul Mediu avem dovezi despre acte de corupție, de cumpărat tronul de la înalta poartă, de cumpărat diverse dregătorii, nu? Deci natura umană, tu ești filosoful, nu natura se poate schimba. Umana noastră. Natura umană românească nu se poate schimba. Dar uite ce scrie Ionuț, foarte interesant mesajul lui. Zice, suntem o țară coruptă pentru că nu știm să trăim în comunitate. Fiecare trage doar pentru el și familia lui. Nu face nimic pentru binele comun, atâta timp cât asta înseamnă un mic disconfort pentru el. Nu ne implicăm civic, nu urmărim și nu tragem la răspundere pe cel care ne fură sau pe cel care nu-și face treaba. Pentru noi, statul este o chestiune mistică de la care e ok să furi, nu înțelegem că de fapt ne furăm pe noi. Și cred că are mare dreptate, că interesant, nu prea știm să trăim în comunitate și suntem individualiști noi români. Și că nu reacționăm. Mai țineți minte pe ucraineanul care a făcut, singurul care a făcut reclamație împotriva polițiștilor care cereau și păi se comportau ca racheții undeva prin Moldova? Nu știu câți români au fost acolo extorcați de rețeaua aia de polițiști. Un ucrainean, unul venit din altă țară, nici aia, adică destul de corupt, foarte coruptă și Ucraina. Dar singurul care a reacționat. Florin, bună dimineața. Salut, Florin. Bună dimineața, băieți. Salut. Ia zi. Părerea mea este următoarea. Eu vă spun că aș fi fost tânăr într-un partid care nu mai există. Da? Este o treabă cu evoluție ierarhică, în primul rând, o să mergi acolo din plăcere, că a mers prietenul, a mers prietena, o să fie ceva foarte frumos de la început, în momentul în care devine toată treaba o chestie serioasă. După prima campanie o să-ți dai seama că tu de fapt vei fi pregătit pentru a fi un hoț, pentru a minți foarte elegant și frumos și credibil, și în momentul ăla trebuie să te retragi dacă ai demnitate și ai coloană vertebrală. Este foarte simplu. Sau o conjunctură, că e taică-tă, unchi-tă, fratii-tă, pe undeva pe acolo pus sus, ți-a pus un costum pe tine, te aduce, te promovează prin partid, mai ales dacă ai și bani,
Adică nu spui că sistemul nostru politic sau modelul nostru politic nu promovează competența, ci promovează incompetența și necinstea. Dar nu ai ce căuta acolo, nici n-ai cum să intri. Nu vă imaginați că coboară o navetă spațială din cer și te aduce un om integru și îl pune să conducă o țară. Nu există așa ceva. Trebuie și să cum s-ar putea undeva schimba asta oare? Niciodată în România. De ce niciodată? Ce suntem noi? Pentru avem o genă sau ce? Da, dar nu că avem o genă. Dar noi cum ai intrat într-un sistem corupt, evoluezi în el, nu ai cum să te ridici deasupra lor. Acum există politicieni corupți și în alte țări, adică peste tot sunt politicieni corupți. Eu la nivelul nu doar la noi. Și ăia cum ar fi făcut? Ăia cum ar fi făcut să mai să țină sub control fenomenul? Păi, cred că observa și România că dacă nu ești corupt, nu prea ești la putere. Mulțumesc mult pentru interviu. Mulțumim, Florin. Adrian, bună dimineața. Adi. Bună dimineața. Salut, m-au auzit? Da, da, te rog. Da, în legătură cu problema corupției, să știți că, ok, cum au zis și colegii, că da, e o problemă istorică. Dar mai mult decât atâta, este o problemă de ceea ce înseamnă educație. Noi nu suntem educați să fim corecți, nu suntem educați să fim responsabili, nu suntem educați să fim și să avem un spirit civic. Noi suntem, cum a zis și domnul dinaintea mea, individualiști, fiecare pentru el și familia lui, da, corect. Exact, acest spirit de individualism exagerat. Și atunci, într-adevăr, lasă că ne descurcăm noi. Băi, nu, hai să fac ce este corect, hai să fac ceea ce trebuie, pentru că dacă fac lucrurile acestea, îmi va fi și mie bine, și comunității, și statului. Mulțumesc foarte mult pentru intervenție. Deci poate ar trebui început, într-adevăr, din clasele primare, copiii să învețe că dacă lucrează împreună corect și exclud pe cei care trișează, le e mai bine tuturor. Uite ce ne scrie George. Zice, din Germania. Noi românii ne mâncăm unii pe alții și la munca din străinătate. La categoria mea, șofer profesionist, se dă și pagă către dispeceri, care sunt tot români, ca să primești curse corespunzătoare. Și zice, și eu am dat, a revenit cu mesaj. Ai văzut? Mihai, bună dimineața! Bună dimineața, ne auzim? Da, te rog. Da. Bună dimineața. Mă bucur că antevorbitorii mei au reușit să evidențieze toate punctele care ne caracterizează pe noi ca și români, din punct de vedere al corupției. Din păcate, ne lipsește educația și când vor rezolva această problemă, cred că vor rezolva și mare parte din corupție. Uitați-vă la familie care pentru copiii lor realizează un mediu cât de cât normal și vin cu o educație din familie, uitați-vă că sunt greu de dus în zona corupției. Corect. Da. Da, dar știi, ar trebui să fie, adică, da, e bine să ai o familie care se ocupe de o educație bună și corectă pentru copil, dar cred că este și responsabilitatea statului, pentru că familiile sunt diverse. Unii au un grad de educație mai ridicat, alții mai scăzut, posibilități materiale diferite, viziuni diferite. Dar statul trebuie să se ocupe de educarea unor generații corecte din punctul ăsta de vedere, nu credeți? Andrei, mai avem doar câteva secunde, te rog, neața. Bună dimineața, vă scuzați că vă deranjez. Da, ideea e în felul următor. E clar că se poate scăpa de corupție și asta implică de oamenii onești ca să intre în politică. Dacă oamenii onești nu intră în politică, atunci nu se va schimba nimica. Și asta e îndemnul meu. Oameni care credeți că se poate schimba ceva, intrați în politică și veți schimba ceva și nu suntem toți la fel. Nu toți politicienii sunt la fel. Vă dau doar un exemplu, 3 secunde. Sunt consilier local în localitatea Sunt Petru din județul Brașov. Au venit dezvoltatori la mine cu sume exorbitante și nu ne-am acceptat. Pur și simplu a zis, băi, oamenilor, nu avem nevoie de banii voștri. Avem nevoie ca banii voștri să-i băgați în infrastructură, în complexul rezidențial pe care îl construiți, atâta tot. Mulțumesc foarte mult, Andrei, pentru intervenție. Închidem deci pe un ton mai optimist. Să știți că nici eu nu cred că avem cumva vreo genă sau că suntem condamnați. Avem un context istoric aici în care ne-am format, dar și alții s-au confruntat cu problema corupției foarte acută și au reușit să o depășească într-o anumită măsură. Cred că putem învăța de la ei. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.